Teodor Jumătate, golaso.ro. În primul rând, pentru selecționerul Iordănescu, s-a vorbit mult în ultimele zile despre posibilitatea unui egal. Ce părere aveți despre această idee de a face un egal care ar califica ambele echipe? Și aș dori să aflu, știind că Slovacia vrea să controleze meciul, e foarte bună pe aripi și face un pressing avansat, cum vom încerca noi să jucăm? Să jucăm așa cum am jucat noi împotriva Ucrainei sau cum a jucat Ucraina în repriza a doua cu Slovacia? O să vă răspund cu drag la întrebări în limita în care pot, după ce terminați cu Andrei, care trebuie să plece, pentru că așa procedăm de obicei. Deci terminăm cu Andrei, vă rog să-i adresați lui toate întrebările și după aceea vă stau la dispoziție, mai puțin cu chestii tactice, pentru că e mai greu în momentul de față să reprezentăm. Poți să-l întrebi și pe Andrei? Cu drag, dar nu cred că o să primiți răspuns la aștepta. Repetăm întrebarea sau? Bun, deci în primul rând, mâine ne așteaptă un meci foarte dificil împotriva un adversar bun. Suntem pe primul loc după primele două etape din grupă și acest prim loc l-am construit cu niște principii. Și noi nu trebuie să ne abatem de la acele principii, cum ar fi că dăm în primul rând totul pe teren. Și asta cred că aprecia publicul și fanii care au venit lângă noi în aceste două meciuri. Deci de la aceste lucruri plecăm în primul rând. Să ne dăm viața pe teren, pentru că noi ne dorim foarte mult să ne calificăm și depinde doar de noi. Ăsta este gândul nostru. Am construit aceste lucruri împreună cu Mister, aceste principii și valori de 2 ani de zile, 2 ani și ceva de când lucrăm împreună și oamenii apreciază acest lucru. Și dacă vrem să construim, din punctul meu de vedere, o națională de viitor și următoarele generații sau următorii jucători care să facă parte din echipa națională, care să califice și să facă performanță la echipa națională, nu trebuie să ne abatem la principiile pe care le avem. Deci noi avem drumul nostru și așa trebuie să continuăm pe el, pentru că este cel mai solid drum și doar așa putem face performanță pe viitor, din punctul meu de vedere. So to clarify for everyone in the room, we will first take questions for the player and for the second part we will do questions with the coach. Thank you. Next one. Silviu Cornanu, Antena 1. Andrei, ar fi un dezastru să ratăm calificarea în situația în care ne aflăm acum? Când am început calificările, nu ne dădea nimeni nicio șansă să fie în Germania. După ce ne-a calificat în Germania, la fel, anumiți oameni vorbeau că nu o să facem niciun punct sau nu o să ieșim din grupă. Noi avem drumul nostru, noi avem niște principii, niște valori și cred cu tărie că și mâine cu siguranță vom intra cu ele pe teren și noi suntem responsabili de ce facem pe teren și la ce mă refer că suntem responsabili înseamnă să dăm totul pe teren. Pentru că și după meciul cu Belgia, lumea și fanii au apreciat acest lucru. Chiar dacă eram mort de oboseală după meciul cu Belgia, când m-am dus în fața fanilor, cred că a fost una dintre cele mai triste vieți din viața mea, pentru că nu am putut să-i facem fericiți. Am privit lucrurile în față, știu că am făcut tot ce a depins de mine în acea partidă, probabil și colegii mei ne-am dat viața pe teren. În alte partide sau în precedenții ani, dacă plecam de la 1-0 minutul 2, poate era, adică putea să se întâmple ceva mai nasol. Noi am crezut în grup, în unitate, în ce am discutat cu Mister și la pauză, am încercat să facem tot ce depinde de noi. Dar, la fel, noi venim, acum 8 ani am mai calificat. Noi nu avem o experiență la acest nivel și se vede, pentru că sunt lucruri, foarte multe lucruri noi, la care noi ne adaptăm, dar cu siguranță noi vom da mereu totul pe teren și de asta și am fost trist când i-am văzut pe fan, plus că și înainte de meci, când vedem toate acele filmulețe, că și noi le vedem, avem acces la presă și vedem cum vin oamenii în număr foarte mare și ne susțin sau la stadion, noi încercăm mereu să nu-i dezamăgim, deci asta este, cu asta intrăm, ăsta este primul scop pe teren, pentru că, la fel, din punctul meu de vedere și cu siguranță și al băieților, fanii români în acest moment sunt numărul 1 de la Euro, deci cel puțin pe mine mă fac să dau 120%, orice aș avea, dacă Mister are nevoie de mine, orice problemă aș avea fizică sau psihică, aș intra pe teren și pentru ei mi-aș da viața.
Dan Filotti, Digisport. Tocmai în sensul acesta voiam să te întreb. Au fost două meciuri de o mare intensitate. Tu vii după o perioadă în care n-ai jucat. Am văzut că ieri a început antrenamentul făcând câteva ture ușoare. Cum te simți și în ce măsură vei putea fi pe teren mâine seară? Da, sunt pregătit 100%. A fost un antrenament normal, ceea ce fac de obicei și a doua zi după meci, adică n-a fost nevoie de o intensitate ieri pentru că încă eram în procesul de refacere, vin după o perioadă dificilă, știu că nu am jucat, în același timp această perioadă nu mă împiedică să dau totul pentru România, pentru țara mea, pentru a putea face performanță și în primul rând pentru a-i face mândri pe români că s-au născut în România sau că au sânge român. Bună ziua, Andrei, Paul Andone, Prima Sport. Cum vă simțiți din punct de vedere fizic să dați bătălia finală mâine după două meciuri extrem de epuizante din punctul ăsta de vedere? E simplu. Când vezi înainte de meci sau vezi emulația care este pe străzi, este la stadion, când ești la încălzire și vezi fanii români cum te întâmpină în primul rând sau cum îți scandează numele. Deci nu mai există probleme de energie, dureri, alte treburi. Noi intrăm pe teren și când avem pe ei în spate, sunt cel puțin al 12-lea jucător, dacă nu chiar primul jucător, pentru că ei ne impulsionează și au un aport foarte mare la lucrurile pe care le-am făcut până acum în această grupă. Salut, Andrei, Dragostoica, Televiziunea Română. Presupun că ați văzut Naționala Slovaciei. Cum vi se par? Cum ți se par adversarii pe care o să-i avem mâine seara? Da, i-am văzut și sunt o echipă foarte bine organizată. Au niște trasee și niște principii foarte clare pe care și noi încercăm să le implementăm. Adică se vede că lucrează anumite lucruri de foarte mult timp. Sunt o echipă arțăgoasă, cu valori, chiar și cu valori individuale. În același timp, noi avem drumul nostru la acest turneu final și noi trebuie să ne demonstrăm nouă, în primul rând, că putem face performanță și ne putem depăși limitele și să învățăm din această experiență, pentru că este o experiență și sper să continuăm cât mai mult timp în Germania. Bună ziua, Andrei Creițiu de la Gazeta Sporturilor. Andrei, la precedenta conferință pe care ai susținut-o în Würzburg, spuneai că românii vă vor privi și vă vor judeca pentru ce veți arăta pe teren la acest campionat european. După două meciuri în care e clar că ați dat maximul posibil și ați cucerit o țară întreagă, cum crezi că veți fi priviți în cazul în care veți ajunge în optim și după aceea ne vom opri sau vom merge mai departe? Crezi că percepția oamenilor s-a schimbat după evoluția voastră din aceste două meciuri? Nu s-a schimbat. În primul rând avem o partidă dificilă mâine și trebuie să performăm și să fim pregătiți pentru ea. Lumea, în primul rând, și cum a spus mister și colegii mei, suntem generația de suflet. Deci, acum, în această perioadă, oamenii apreciază sufletul și principiile pe care le avem. Și de aici trebuie să plecăm, ca viitoarele generații să poată avea o bază solidă. Pentru că dacă ai niște principii și o bază solidă, după aia poți să construiești. Dacă o zi merge, jucăm într-un fel sau în alt fel, nu. Noi ne-am setat de când a venit mister, că avem niște principii, niște valori și, în primul rând, cu aceste lucruri tăi pe teren și nu ne abatem de la ele. După, tactic, tehnic, tot ce depinde de noi și după vedem care este diferența între noi și adversar. Pentru că eu am recunoscut după meciul cu Belgia, sunt numărul 3 mondial. Atât am putut în acest moment, dar sunt foarte multe lucruri de care noi nu am avut parte, pentru că am avut niște minusuri, ci această lipsă de la un campionat european, pentru că este altceva aici și sper ca și îmi doresc foarte mult ca viitoarele generații și viitorii colegi, viitorii băieți să învețe de la noi și să aibă o bază pentru a putea și această experiență ei să crească foarte mult în viitor, pentru că sunt niște băieți foarte tineri, eu sunt printre cei mai bătrâni și vreau ca această experiență să-i ajute pe viitor să poată să facă mândri milioane de români și fericiți. Salut, Andrei, Eduard Apostol, Gazeta Sporturilor. Ai vreo superstiție sau vreun ritual înaintea unui meci atât de important sau, în general, înaintea unui meci? Nu, înainte de fiecare meci îmi spun rugăciunile și vreau să fie totul la mine, unde mă schimb, să fie în ordine, să fie totul la punct, pentru că atunci când toate lucrurile sunt așezate, cred că sunt cel mai confortabil mental. Pozdravujem. Ja sem Kašpordeska, Slovensko. Ja by som sa chcel spýtať na
že ako vnímate vlastne slovenský tím a že čo by bolo, čo vlastne môže platiť proti ním, že s akou taktikou na nich výjsť a že čo by bolo možné proti ním nejako eliminovať, keďže aj Slovensko sa snaží hrať takým vysokým pressingom, takže čo môže platiť podľa vás na Slovensko? Am văzut. Da, am analizat foarte bine în aceste zile. Știm cum joacă, știm ce fel de pressing pregătește, știi cum stau tactic în teren. Suntem pregătiți pentru ei, dar în același timp cheia jocului este la noi. Asta am spus și mai devreme. Au jucători buni, sunt un grup, se vede că sunt un grup și o echipă muncită. Dar în același timp noi ne bazăm pe principiile, pe valorile noastre și la fiecare partidă intrăm să avem în primul rând noi identitatea noastră. I'll take the last three questions. Okay. Starting here. Andrei, spuneai un pic mai devreme că înainte de fiecare meci spui rugăciunile, ești un om credincios, azi a venit și părintele la voi. Ce înseamnă pentru voi acest lucru? Vă dă alt suflu, alt motivație? Da, suntem un popor creștin în primul rând. Și eu mă identific cu credința, cu biserica ortodoxă și pentru mine este o liniște și știu că atâta timp cât l-am pe Dumnezeu în spate și îmi urmez valorile și principiile, nu poate să întâmple nimic rău în viața mea, pentru că l-am pe Dumnezeu și înseamnă că acesta este drumul meu pe care trebuie să merg. No more question. Thank you very much, Andrei. Thank you. Goodbye. We will now start the second part of this press conference with the coach, and the coach would like to start with a statement. În primul rând, Andrei, cred că vorbește mai bine, dar cu siguranță și mai mult decât mine. Ok, bună ziua. Suntem în fața unui moment istoric pentru echipa națională. Un moment special, cu siguranță în fața cel mai frumos moment al carierelor noastre, cel puțin până acum. Iar noi vă spun cu sinceritate că suntem pregătiți să primim acest moment cu bucurie, cu entuziasm, cu echilibru, dar și cu o foarte mare responsabilitate. Această echipă are deja o identitate. Deja românii încep să o cunoască, să o învețe. Dar după calificarea care a venit pe mult timp, 8 ani de zile, cred că unul dintre cele mai mari câștiguri pentru echipa națională reprezintă faptul că ne-am regăsit spiritul. Ne-am regăsit spiritul și ne-am recâștigat demnitatea. Iar aceste lucruri au fost observate rapid de către suporterii echipei naționale care au venit în spatele echipelor naționale. Și asta a creat o emulație fantastică. Sunt lucruri pe care le-am câștigat și care trebuie să persiste în timp. Indiferent ce se va întâmpla cu noi, antrenorii, jucătorii, sunt lucruri pe care nu mai avem voie să le pierdem. Este un necesar și trebuie să învățăm să ținem de lucrurile bune și de identitatea pe care noi am creat-o. Mai mult decât atât, aflu în fața dumneavoastră, deja de mai bine de 2 săptămâni interacționăm și vreau să vă mulțumesc pentru că am cunoscut mai bine și munca pe care o faceți, eforturile pe care le faceți, maratonul care l-ați făcut în zilele astea, pentru a informa cât mai bine suporterii echipei naționale, dar un lucru mai mult decât orice pe care l-am resimțit și mai mult decât oricând a fost atașamentul dumneavoastră pentru echipa națională și munca noastră. Și credeți-mă, cu sinceritate, la fel vă spun, contează mult mai mult decât vă imaginați. Însă încărcați-vă cu energie, cu răbdare, găsiți-vă resursele în continuare pentru că drumul continuă. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Pentru întrebări. Thank you, coach. Ah, ok. Eduard Apostol, gazda sporturilor. Mister, ce făceai în vara anului 2000, când România a fost prima oară, a trecut de faza grupelor la un euro, acum fiind în această a doua ipostază în 6 ediții? Trăiam cu sufletul la gură. La noi în familie v-am spus că echipa națională și România reprezintă enorm. Am crescut de mic cu asta în minte, în suflet.
sunt lucruri prea bine consolidate în sufletul meu ca să pot să-mi pierd reperele. Trăiam cu entuziasm fiecare moment al echipei naționale și acum dacă sunt aici și sunt în fruntea responsabilității, cu siguranță că toate resursele mele le pun în luptă pentru a reuși acest pas, ieșirea din grupă ce ne-am propus. Domnule Iordănescu, bine v-am găsit. Bănuiesc că vine cel mai important meci din cariera dumneavoastră de antrenor de până acum. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum vedeți Slovacia în acest moment? Pentru mine, Slovacia reprezintă una dintre cele mai bine organizate echipe de la acest turneu final și mi-asum ce spun. I-am studiat foarte bine atât în campania de calificări cât și acum la Euro. Un antrenor care are o școală solidă în spate, pe care respect foarte mult, îl apreciez. O identitate clară, o echipă foarte echilibrată, matură, cu experiență, știe ce înseamnă un turneu final. Are și avantajul, sigur, unei zile în plus față de noi, dar mâine nu mai e vorba despre oboseală, nu mai este vorba despre presiune, nu mai e vorba despre nimic decât despre o inimă mare echipei naționale care trebuie din nou să bată cu tărie. Nu avem altă posibilitate, alt scenariu, noi nu vedem decât calificarea, indiferent cum se va întâmpla asta. Domnule Iordănescu, a spus și mai devreme despre oboseala echipei naționale. Spuneau slovacii despre faptul că meciul cu Belgia a însemnat cel mai mare consum și pentru noi cred că a fost similar. Cât de mult contează această zi în plus, dat fiind faptul că este al treilea meci din grupă? Contează până intrăm în teren. Am analizat și noi bine, am încercat să gestionăm cât mai bine această situație, să ne redresăm cât mai repede. Vă mărturisesc că meciul cu Belgia a fost cel mai solicitant din toate punctele de vedere de când eu sunt la echipa națională. Au fost toți parametrii la nivel foarte ridicat, un consum incredibil, cu mult efort, intensitate și cu siguranță că asta te afectează, dar de-aia suntem 26 de jucători, fiecare trebuie să fie pregătit, fiecare trebuie să intre cu o atitudine exemplară, cu o mentalitate extrem de solidă, lucruri pe care le-am construit în cei 2 ani și jumătate. Eu am încredere mare în echipă, în resursele noastre, dar mare încredere am în procesul nostru de acum de 2 ani și jumătate, în tot ce am construit în acest 2 ani și jumătate. Mâine la ora meciului, indiferent cine intre pe teren, trebuie să fie pregătit total. Bună ziua! Inclusiv în presa internațională, cea italiană și cea spaniolă, se vorbește despre rezultatul de egalitate care ar duce ambele echipe în optimi. Cât de greu vă este să, nu știu, să îi țineți pe jucători departe de această idee de meci egal sau ce se vorbește? Pentru că se vorbește numai de asta în ultima perioadă, și în România, și în Italia, și în Spania. Se vorbește, noi nu putem controla asta. Și reacția noastră este una echilibrată și cu concentrare maximă pentru obiectiv și mijloacele care ne pot apropia de el. Jucăm pentru calificare. Am spus asta, că jucăm pentru calificare. Mai mult decât atât, dar ne dorim locul 1. Ne dorim locul 1 pentru că am fost de la început, suntem încă pe locul 1 și ne dorim să terminăm pe locul 1, dacă se poate. E o dorință pentru că, la fel, odată cu câștigarea grupei, cel puțin din punct de vedere teoretic, ai anumite avantaje și mă gândesc în mod special la zile în plus de odihnă, de recuperare și în aceeași măsură și la posibilii adversari. Dar cel mai important este să mergem mai departe. Asta ne-am propus și nu pot să spun acum altceva decât că ne dorim să mergem mai departe. We will now take the last 3 questions starting here. Ok, întrebarea despre egal a fost pusă între timp. Partea a doua a întrebării de la început. Cum joacă Slovacia și sunt curios cum vom răspunde noi, cum am jucat noi împotriva Ucrainei sau cum a jucat Ucraina în repriza a doua împotriva Slovaciei. Slovacia e o echipă foarte echilibrată, e o forță. E o echipă care, dacă ți analizați un pic datele statistice, va confirma ce spune, e o echipă foarte exactă. E o echipă cu mecanisme clare, e o echipă cu complexitate de joc, dar e o echipă angrenată total în joc, în toate momentele. Sunt jucători care leagă foarte bine efortul și concentrarea, sunt jucători cu exprimare coerentă și sunt 3-4 jucători care, e clar că reprezintă piloni pentru echipa lor.
Am văzut date statistici care pe mine m-au impresionat, dar care nu m-au surprins, pentru că deja știam ce se întâmplase și în calificări. E o echipă solidă și emoțional și cu siguranță că va fi și o luptă a puterii mentale mâine. Pentru că ambele echipe avem șansa să mergem mai departe, dar fiecare trebuie să-și păstreze echilibru, înțelepciunea și să știe să acționeze, să reacționeze în funcție de situații și de contextul jocului. Păi asta rămâne să vedeți mâine. Dacă nu vă cunoșteam atât de bine, cred că mă gândeam că sunteți principalul spion al adversarilor, pentru că la fiecare conferință mi-am spus întrebări de altfel frumoase și interesante, dar în același timp care răspunsurile mele nu le pot satisface. Dan Filotti, DigiSport, în toată această perioadă am remarcat cât de atenți sunteți la orice detaliu în ceea ce privește echipa națională, meciurile echipei naționale. Contează pentru noastră că jucăm pe un teren care este și pe un stadion care este copie fidelă a arenei pe care ne-am calificat la București. Până și gazonul face probleme și e cumva asemănător cu cel al nostru. Dar cu gazonul mai puțin, de mai puțină calitate nu ne împăcăm bine. Ne dorim să jucăm pe cea mai bună suprafață. Stadionul, da, seamănă izbitor și poate să fie cu siguranță. Ne-am gândit și la acest amănunt. În păcate nu ne putem antrena azi oficial, după cum știți aici, așa trebuie să mergem în altă parte, dar orice lucru putem să folosim în sprijinul obiectivului nostru, vom folosi cu siguranță. Ați ținut în perioada aceasta să vorbiți despre suflet, despre grup. Sunt aceste argumente suficiente sau talentul superior al altora contează mai mult? Meciul cu Belgia cam așa a arătat. Eu am mare încredere în talentul băieților noștri și în potențialul băieților noștri. Talent am avut tot timpul. Poate n-am fost suficient de pregătiți pentru și de competitiv pentru astfel de competiții și de-aia am stat acasă atât de mult timp. Talent am avut tot timpul. Trebuie să învățăm cum să-l valorificăm, cum să-l dezvoltăm și cum să-l punem în slujba obiectivului și, bineînțeles, a echipei naționale. Belgia este, nu întâmplător, o forță mondială, locul 3 mondial, cum am mai spus. Ne-a pus în dificultate în multe momente, dar am știut asta. Cred că, totuși, cu puțină șansă, chiar împotriva cursului jocului, în mod special în prima repriză, puteam să obținem mai mult. Am avut situațiile noastre și știam că le vom avea, pentru că am analizat foarte bine și știam cum le putem produce și știam că și adversarul este vulnerabil în anumite momente. Belgia rămâne o forță. Cu toate astea, cred personal că mâine Belgia nu va învinge Ucraina. In the back, yes. Bună seara, Sergiu Alexandru, Gazeta Sporturilor. În ce măsură acest meci va influența viitorul dumneavoastră pe Banca Naționalei? Îmi doresc ca să ne îndeplinim obiectivul, îmi doresc ca să echipa națională să reprezinte un exemplu definit pentru toți tinerii noștri băieți, pentru copii, pentru cei care iubesc sportul. O calificare ar însemna un dublu impact, pe lângă această performanță istorică și ar lăsa exemple din care copiii să se inspire. Referitor la mine e cel mai puțin important lucru, dar normal că îmi doresc continuitatea, sunt condiții bune, fericite. E altceva când știi că ai avut un parcurs bun, entuziasmul rămâne la cote înalte și cu siguranță că și perspectivele par mult mai luminoase. And last question, please. Bună ziua, Andrei Crăițoiu de la Gazeta Sporturilor. Domnule Iordănescu, românii sunt un popor de credincioși, poate mai mult decât alte țări, alte nații. În documentarul echipei naționale care a fost lansat de curând, în vestiar, aproape de fiecare dată, exista aceeași icoană care se pare că v-a ajutat din moment ce ați ajuns aici în Germania. E un subiect despre care n-ați vrut să vorbiți de foarte multe ori, pentru că a fost interpretat diferit, inclusiv gesturile pe care le făcea tatăl dumneavoastră. Cât de mult vă ajută legătura asta cu Dumnezeu, cu divinitatea și cât de mult vă schimbă în ziua unui astfel de meci important? N-am vrut să vorbesc nu pentru că cineva m-ar fi judecat într-un fel sau altul, nu mă interesează lucrul ăsta, ci pentru că sunt lucruri intime. Știți că provin dintr-o familie credincioasă și da, cred că atunci când faci tot posibil să fii corect, să fii drept și când ești
implicat total și munca ta și loial locului unde muncești, normal ești răsplătit. Mereu am plecat cu crezul ăsta în suflet, mai departe, sigur, fiecare are gândirea lui, suntem un popor creștin, suntem un popor care este apropiat de Dumnezeu și nu știu dacă echipa a preluat de la mine sau nu, dar ați văzut și băieții că au un discurs similar și pe mine mă bucură asta, dar lucrurile am învățat să nu le amestecăm. Ne pregătim pentru ce avem de făcut, încercăm să dăm totul, să fim 100% capacitați, să fim inspirați, să punem tot ce avem mai bun în joc și da, ne dorim ca să avem ajutor de la Dumnezeu și nu ascund treaba asta, tot timpul am crezut în lucrul ăsta. Thank you very much, coach. Thank you.